executiv. Situația lui Ponta, așadar, va fi discutată luni în CEX-ul PSD. Iulia Todorescu ne dă mai multe detalii. Iulia, te ascultăm. Bun găsit, așa este. Luni se vor reuni în ședința Social-Democrații. La ora 15 va fi acest comitet executiv director. Asta după ce era deja programat un birou permanent al Partidului Social-Democrat. Însă, iată, se pare că a fost luată decizia convocării unui CEX în care să fie discutată situația premierului Victor Ponta. Știm că au fost foarte multe mesaje venite din teritoriu, mesaje de susținere pentru premierul Victor Ponta. Iată, ne aducem aminte, ultimul CEX care a fost convocat a fost pentru situația lui Liviu Dragnea, atunci când din teritoriu liderii nu i-au cerut să nu facă un pas în spate. Ei bine, de această dată va fi CEX-ul în care se va discuta despre situația premierului Victor Ponta. Până la urmă vom vedea care va fi poziția tuturor celor care vor participa la această ședință și mesajul pe care îl va transmite și premierul, care deja a anunțat că nu își va da demisia din această funcție de premier, pentru că după discuția pe care a avut-o cu șeful statului, spunea Victor Ponta, Parlamentul trebuie să decide demiterea sa, pentru că tot Parlamentul este cel care l-a numit și spunea că nu va accepta ca un procuror să fie deasupra Parlamentului, deasupra Guvernului, deasupra cetățenilor. Iar între timp țineam să punctez faptul că au fost iată foarte multe mesaje venite din teritoriu, liderii care au arătat solidaritate cu puțin timp în urmă, de altfel au fost și declarațiile președintelui Camerei Deputaților care spunea că există în PSD solidaritate, spuneau că e firesc și se ceară liderii să rămână în această funcție, să nu renunțe și ținea totodată să treacă în revistă toate realizările pe care le-a avut guvernul Ponta. Așadar, luni la ora 15 se vor reuni socialdemocrații în CEX.